Fetelor, și bine am găsit la un nou video. Astăzi vreau să vă arăt un imens haul. Am atâtea să vă arăt cumpărături noi pe care le-am primit sau cumpărat în ultima săptămână și trebuia neapărat să filmez un haul pentru voi. Și să începem cu două produse de la elemental.eu. Îmi plac foarte mult produsele, sunt naturale. Și dacă nu ați văzut pe blog, am făcut și un demachiant cu trei produse de la ei și îmi place foarte mult. Am să vă las linkul în descriere ca să puteți să-l încercați și voi. Este potrivit pentru tenul gras, tenul mix, inclusiv și pentru tenul normal. Este un demachiant bifazic și îl folosesc aproape zilnic. Acum am primit o apă de Hamamelis. Eu îl folosesc direct ca și toner. Este foarte bun pentru curățarea tenului, mai ales pentru cel gras. L-am văzut la o tipă care face tutoriale pe YouTube și este indiancă și ea folosește foarte mult pentru tenul ei gras această apă de Hamamelis și m-am bucurat foarte mult să văd că nu doar în America se găsesc aceste produse, ci inclusiv și la noi, la prețuri excepțional de mici. Și un alt produs pe care l-am primit de la ei este acest ulei de jojoba, organic, și îmi plac foarte mult, folosesc acest ulei mai ales seara pentru zona ochilor, pentru hidratare și pe frunte, unde am seara, de obicei am tenul mai uscat. Oricum, îmi plac foarte mult, dar urmează un review la ambele. Să trec mai departe cu produsele care le-am primit de la Golden Rose România. Și am să încep cu această paletă nouă. Are un ambalaj foarte frumos, foarte ușor de deschis și de purtat. Este o paletă cu nuanțe neutre. Trebuie să țin puțin de ea, fiindcă un mini fard s-a crăpat, sper să nu, dar nu este nicio problemă. Sunt nuanțe de roz, nuanțe aurii, nuanțe pământii. E foarte frumoasă. Și, bineînțeles, va urma și un tutorial cu această paletă, așa că stați pe aproape. Apoi, tot de la Golden Rose am primit acest blush, dar și pudră de contur, Terracotta Stardust. Acesta este în nuanța 104 și la fel este o pudră minerală. Îmi plac foarte mult pudrele minerale de la ei, sunt foarte ușor de aplicat și se amestecă foarte bine. Deși vi se pare un pic ciudată nuanța, pe obraz arată foarte bine pentru că eu o folosesc pe post de pudră de contur și îmi place foarte mult rezultatul. Plus că este foarte ușoară, nu încarcă deloc tenul. Apoi am primit acest fond de ten compact în nuanța 04, bine așa în această cutiuță. Apoi are ambalajul acesta negru cu auriu, super elegant. Așa arată, deja l-am și folosit. Are o acoperire destul de mare, iar pe partea din spatele lui are un burețel cu care s-a aplicat și, bineînțeles, este și aerisit ca să nu se îmbâxească acolo. Așa. Pentru asta va veni un review. În curând, de fapt, pentru toate am să fac un review, plus un machiaj. Apoi, tot de la Golden Rose am primit acest rimel nou, care este rezistent la apă și are același ambalaj Golden Rose negru cu auriu. Și să vă arăt și periuța. Are o periuță pentru volum, după cum puteți să vedeți, cu perii super bogați. Oricum am să vă fac și la acesta un review. Acesta încă nu l-am încercat. Apoi am primit de la ei acest luciu de buze nou. Se cheamă Golden Rose Luxury Rich Color Lip Gloss și are acest ambalaj super drăguț și elegant. Și să fac și un swatch. Eu mi-am ales nuanța 10. Este un roz cu subtonuri nude. Așa arată. Îmi place foarte mult, e foarte pigmentat. Apoi am primit și un ruj tot din gama nouă. Acesta se numește Velvet Matte Lipstick și eu am nuanța tot 10, nu știu cum s-a nimerit. E un tot un roz nude, nu știu ce am avut, dar oricum îmi place foarte mult când le-am ales.
și să fac și un swatch, e super, super pigmentat. Așa. Și am primit și o pudră, la fel, minerală. Mi-am ales nuanța 01, care, din păcate, deși a venit cu curierul, s-a crăpat și a fost și foarte bine ambalată, dar nu știu de ce. În fine, așa arată cea crăpată. Și mi-am pus resturile în acest recipient de o altă pudră. Și oricum pot să o folosesc, am și folosit-o și o folosesc zilnic. Îmi place foarte mult, însă ce m-a frapat a fost că cei de la Golden Rose mi-au trimis o altă pudră. A fost o surpriză, chiar nu m-am așteptat. Oricum foarte, foarte drăguț din partea lor. Și să vă arăt și întreagă. Așa arată Golden Rose Mineral Terracotta Powder în nuanța 01. Mi-am ales cea mai deschisă nuanță, fiindcă eu sunt destul de albă și nu prea pot să port pudre super închise. Și vine cu acest burețel pentru o aplica. Însă eu vă recomand să aplicați cu o pudră. Cu o pensulă. Așa, cu pudrele. Apoi mi-am cumpărat acest lac de la Golden Rose. La ei pe Facebook s-a publicat o poză cu oja. Mi-am și pus-o pe unghii, deja îmi place la nebunie și am zis că trebuie neapărat să o cumpăr pentru că nu am găsit-o nicăieri. Este tot din nuanța nouă. Este tot din gama nouă, Rich Color. Este nuanța 05 și îmi place foarte mult periuța. Este densă și tăiată pe margini, astfel încât poate să aplice pe toată unghia foarte simplu și fără să vă mânjiți oja. Ah, și în plus este foarte pigmentată. Eu mi-am aplicat două straturi, însă și unul era suficient. Ok, mai departe. Am primit două rujuri number 7. Sunt acestea două. Încă n-am apucat să le fac un review, însă cu siguranță am să le fac. Rujul este Mischief și este o nuanță tare drăguță de roz. Perfectă pentru primăvară. Și un gloss. E o nuanță de nude. Și aici. Yeah. Ok. Apoi mi-am mai cumpărat de la Clinique un concealer, All About Eyes Concealer. Așa arată, l-am și folosit deja destul de mult. Este un corector cu acoperire foarte, foarte mare. Și nu-l prea folosesc în zona ochilor, fiindcă are tendința de a usca. Însă pe coșuri sau pe punctele roșii îmi place foarte mult. E foarte pudrat. Aici. Este nuanța 1, Light Neutral. Așa arată. Ok, și de la Essence mi-am cumpărat 3 farduri. Un Essence 4 Eyeshadow. Asta e nuanța 12, Purple Day. E foarte drăguț, sunt foarte pigmentate. Le-am și folosit deja pe unele dintre ele. Oricum, îmi place la nebunie și chiar vi-l recomand. Este un quad versatil. Un alt fard pe care mi l-am cumpărat de la Essence a fost 22 Blockbuster Matte Effect. Am vrut neapărat un fard în nuanța pielii pentru a ilumina arcada, însă nu prea am găsit. Și atunci, când am fost la standul Essence, chiar am găsit această nuanță. Nu e chiar nuanța pielii, e mai mult spre alb, însă îmi place foarte mult și se așează perfect pe arcadă. Un alt fard pe care l-am cumpărat este relativ nou și e din gama Metal Glam. Așa, și este nuanța 03 Frosted Apple. Îmi place la nebunie. Când nu am ce să... Când mă grăbesc, de fapt, când nu am nicio idee ce să port, port acest fard și un rimel și sunt gata. Deci, e super. E o nuanță de roz cu irizații aurii. Îmi place la nebunie, l-am folosit deja de foarte multe ori, de aceea se și vede pe el. Însă nu vi l-am arătat, așa că trebuia neapărat să vi-l arăt și arată spectaculos pe ochi.
Apoi, ce mi-am mai cumpărat? Am fost la sediul Elf România și fiindcă era chiar de aici din Arad și am văzut că au promoție, puteți să mergeți dacă sunteți din Arad sau din împrejurim, să mergeți să vă machiați în fiecare vineri la ei la sediu. Eu am fost vinerea trecută și mi-am cumpărat câteva farduri și niște produse, chiar am avut noroc că au fost la reducere. Și mi-am cumpărat două pensule. Una este acesta Defining Eye Brush. Așa arată, e foarte drăguță și foarte fermă și unghiulară. Este Elf Professional din, nu știu cum se numește gama aceea, însă Small Stipple Brush este din gama Elf Studio. Și am vrut-o neapărat, am și folosit-o deja o dată, de aceea e un pic mărău. Am vrut-o neapărat fiindcă nu aveam un stipple brush mic și pot să fac contouring mult mai ușor cu o pensulă din aceasta mică decât cu una foarte mare. Și este perfectă și pentru a aplica pudra de contur sau blush sau inclusiv și corectorul. Da, îmi place foarte mult, dar dacă doriți am să-i fac și un review, dacă nu o să vedeți în tutorialele mele. Mi-am luat și două farduri în acestea mici. Asta e nuanța Pretty in Pink. Să vă și arăt. Vin așa patru nuanțe. Sunt un pic profoase, dar sunt destul de pigmentate. Și o altă nuanță este acesta Teal Dream. Asta nici măcar n-am desfăcut-o încă. Dar am să vă desfac acum cu voi. Am vrut neapărat să le mai țin un pic, nici rujurile nu le-am testat decât acolo, fiindcă vreau să vi le arăt vouă întâi. Și sunt niște nuanțe superbe de alb, verde și turcoaz. Foarte frumoase. Și încă ce mi-am mai cumpărat de la Elf, bineînțeles n-am putut să rezist, din gama Elf Studio, două rujuri. Și am vrut neapărat ceva foarte primăvăratic și la modă acum și am cumpărat două rujuri cu subtonul portocalii și este vorba despre Party in the Buff. Să vi-l și arăt. Are un ambalaj tare drăguț. Și gramajul e foarte ok. 3,2 grame. Așa, e foarte pigmentat. Nici nu mai știu unde să vă pun, dar o să încerc. Este un nude cu tonuri portocalii, aici. Și cel Coral Cutie. Este tot din aceeași gamă și vi-l arăt acum. Așa arată, e superb pentru această perioadă, plus că buzele portocalii sunt în vogă acum. Se mișcă un pic rujul, dar rest e ok. Așa, și ultimul lucru care vreau să vi-l arăt sunt niște farduri pe care mi le-am cumpărat din Ungaria. Și, din păcate, nu puteți să găsiți aici Catriz, dar dacă găsiți, chiar vi le recomand. Mi-am luat și un fard de la NYX. Acesta este în nuanța Iced Mocha. Numărul super frumos cu irizații. Și, de asemenea, m-am cumpărat și de la Catriz o nuanță nouă. Asta e nuanța Ice White Open și e un crem spre alb foarte frumos, tot pentru a-mi ilumina arcada. Este mat, am vrut neapărat un mat. Mi-a plăcut foarte mult și două nuanțe care mie îmi plac pentru a le aplica în piliu, nu știu de ce, culoare, nuanțele mele de tranziție preferate. Și este vorba despre Grace Philosophy și Starlight Espresso. Ei, Grace Philosophy este un gri movuliu cu irizații discrete, iar Starlight Espresso este un maroniu cu subtonuri de gri mat.
Îmi plac ambele la nebunie și le folosesc foarte, foarte des pentru a-mi, pentru a-mi le aplica pe, pe plin. Așa. Și încă 3 nuanțe mai vesele. Să zicem așa. E acesta Vanessa's Paradise. E o nuanță foarte frumoasă de turcoaz. Pentru smoky eyes e perfect. Apoi acest verde Blackwood Forest. Și arată cam așa. Iar ultimul este Come On Chameleon, numărul 410. Iar acesta l-am vrut neapărat fiindcă este un dupe după un pigment de la MAC și anume Blue Brown. Așa arată, este un maro cu irizații verzui. Foarte, foarte frumos. Și da, cam acestea au fost noutățile. Sper că v-a plăcut clipul, sper că v-am inspirat cu anumite produse noi care se află acum pe piață și lăsați-mi în comentarii ce doriți să vedeți prima dată review și cu ce doriți să vedeți prima dată machiaj. Și până data viitoare, spor la Smart Shopping. Vă pup! Pa, pa!